Vă salut! Anul acesta m-am decis să experimentez creșterea cartofilor în recipiente și vreau să vă arăt ce rezultate am obținut și greșelile pe care le-am făcut. Am început experimentul la jumătatea lunii martie. Am pregătit câteva găleți de plastic de 10 litri și una de 20 de litri. Găleți pe care le-am mai folosit pe post de ghiveci și pentru alte plante. Cu ajutorul unei bormașini am dat mai multe găuri de drenaj și mai mari pentru ca apa să nu băltească și plantele să nu putrezească. Cu câteva săptămâni înainte de a mă apuca, am pus cartofii la încolțit. I-am lăsat într-un loc întunecat, un pic răcoros și în acest cofrag de ouă. Se vede că au încolțit, voi rupe din colț și voi lăsa doar 2 pentru fiecare cartof. Iar în găleți am să pun pentru fiecare găleată mică un cartof, iar pentru cea mare, 2. Pământul folosit este pământ simplu de grădină, la care nu am mai adăugat niciun fel de îngrășământ. După ce am umplut gălețile cu pământ, am pus peste un strat subțire de iarbă pe post de mulci, pentru a nu fi nevoit să ud atât de des. Pe parcursul lunilor aprilie și mai, plantele au arătat bine, iar experimentul părea că va avea succes. Plantele au fost udate moderat, astfel încât pământul să fie umed, dar din nou să nu băltească pentru a nu putrezi. Acum, pe finalul lunii iunie, gălețile arată așa. Plantele s-au uscat, dar fără a arăta semne de boală sau dăunători. Voi lua fiecare găleată, o voi răsturna și să vedem ce recoltă am obținut. Dacă am obținut. O primă greșeală pe care am realizat că am făcut-o este aceea că nu știu ce soi de cartofi am plantat. Au fost cartofi de consum cumpărați din piață la sac. Din ce m-am documentat ulterior, din păcate, pentru recipiente se pretează soiurile de cartofi mai timpurii cu creștere determinată. Cartofii, la fel ca și tomatele, sunt cu creștere determinată sau creștere nedeterminată. Cei cu creștere determinată, practic, fac tuberculii în jurul cartofului plantat inițial, chiar și mai jos. Cei cu creștere determinată fac pe straturi. Necesită sau au mai mare nevoie ca pământul să fie ușuroit peste ei și vor face cartofii, practic, pe straturi. Pe tulpină apar alți tubercuri și alți tubercuri și alți tubercuri. În ultimele 4 săptămâni, cam 2 dintre ele a plouat aproape zilnic și cantități considerabile de apă, urmate de alte 2 săptămâni de caniculă, în care am avut temperaturi și de până la 38 de grade la umbră. Plecând de la acestea, mi-am dat seama de alte 2 greșeli pe care le-am făcut și de care va trebui să țin cont pe viitor. Și anume, 1. Găurile de drenaj au fost insuficiente sau prea mici, sau și. Va trebui să fac niște găuri mult mai mari la baza găleților pe lateral, pentru ca apa să scurgă mai bine în cazul ploilor abundente. Și a doua greșeală, și cea mai mare din punctul meu de vedere, au fost gălețile negre pe care le-am lăsat în plin soare. Nu am folosit un termometru, dar când verificam umiditatea solului cu degetul, pământul era extrem de fierbinte, ceea ce cu siguranță a dus la moartea plantelor în ultima fază. Acum, ca și recoltă, dacă o pot numi așa, din cele 5 găleți este ceea ce se vede, adică nici măcar decentă. Cu siguranță voi repeta anul viitor experimentul, voi face o nouă încercare, dar cu remediarea greșelilor depistate anul acesta și sunt convins că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Atât pentru acest clip, mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare, numai bine!